Bun, deci salutare, bun și bine v-am regăsit la un episod. De data aceasta mai aici pe desktop, exact cum nu v-am obișnuit. În acest episod, mai mult o să vă cer niște sfaturi. Vreau să-mi cumpăr un nou microfon. Am aici patru microfoane. Nu mi le deschide în altă pagină, ok. Am găsit aici patru... Opa, așa. Am găsit aici patru microfoane. Faine. Nu asta. Da, că dacă e nici cam închis muzica. Ia să vedem, se aude bine. Da, e bine. Patru microfoane. O să vă arăt la fiecare descrierea și vreau să vă rog în comentarii să îmi dați un sfat, să-mi ziceți și mie pe care să-l cumpăr, pentru că unul dintre acestea 100% o să le cumpăr. Eventual o să vă arăt și review-urile, dar când vreți să citiți o să puneți pauză și chiar vreau să-mi dați un sfat. Vreau dacă știți. Vreau. Dacă știți voi un microfon mai bun decât acestea, știu că sunt există și mai bune, vă dați seama, dar cam până în bugetul de 200, pentru că nu vreau să mai mult momentan pe un microfon, pentru că un microfon la 200 eu zic că găsesc un microfon țipă, mai ales că pentru că vreau să-mi dau un upgrade la PC, deci nu prea vreau să mă arunc în 5, 6, 7 milioane pe un microfon, așa că vreau să-mi dați un sfat, toate nu de acesta depășește 200, 200, le ajunge la 250, un snowball, nu se numește chiar snowball, arozi sferă, white. Bă, arată bine microfonul, pot să iau și pe negru și pe mai multe culori, eventual cred că o să iau pe roșu sau pe negru, dacă o să fie să iau acesta, dar vreau să-mi dați un sfat în comentarii. Avem acest microfon, hai să-l luăm așa, microfon cu condensator, cu filtru pop, Trenser Studio Pro, 200 de lei. Nu am găsit descriere la acesta. N-am ce descrie, să vă dau că nu are codul produsului, garanție 24, TVA. Atâta. Disponibil în 3 zile. Nu. Nu e o problemă dacă e să fie acesta. Preț redus nu mă interesează, de la 250-50%, a minus 50 de lei, 50%. Este un microfon de studio ce are conexiune USB și un SPL mare, oferind versiv. Stați că așa că nu văd. Așa. Accept că n-am ce face altceva. Bă, cum naiba dau un stânga în dreapta? Dau mai jos, așa. Bun. Un mic unde eram? Versatilitate. Sporită și o gamă dinamică. O gamă dinamică, pardon. Microfonul este unul de tip condenser. Cred că se referă că este pe suport. La aia cred că se referă cu condenser. Supercardioid. Mamă, ce dormire o să-mi bag ciorul. Și este livrată cu o husă de transport și protecție neagră cu fermoar. Fiind cel mai popular model de microfon, asta am citit-o, astea deja nu ne mai interesează, că este bună la înregistrarea pe YouTube și alte lucruri, vezi descrierea completă. Specificații, mi se pare destul de slabe, ținând cont că unul se ridică la 18.000 de Hz, sau stai că stai kHz, mă rog, babciu, pe acolo. Dacă vreți să mai citiți voi, vă las să citiți aici, pac. 1000 de Hz voltaj circuit deschis și 135 decibeli SPL. Greutate 420 de grame. Mă rog, dacă vreți să citiți și voi mai multe, vă las să citiți. Le aveți aici, puteți să le citiți, puneți pauză frumos. Bun, trecem la acesta, microfon profesional de studio condenser BM800 cu stand inclus pentru înregistrare vocală, streaming, gaming, karaoke. Ăsta mi s-a părut cel mai ok dintre toate, după părerea mea. Deci îl avem o dată pe acesta, uitați frumos, aici cu pop filter inclus. Două chiar, două pop filteruri. Frumos aici cu braț. Așa. Aici avem toate, vedem frumos că nu realizez cu ce este, cum este mufa, aia e problema. Stați așa că vedem imediat. Frumos aici microfonul, prinderea de aia bună, pop filter,
Ia să vedem ce mufă are. Are mufă de aia faină, adică pentru audio. Și suportul în sine, asta mi s-a părut cel mai ok la 200. Pentru, și specifică că este special pentru asta, streaming gaming. Streaming gaming, pe mine astea două mă interesează. A, așa, descrierea, hai să o găsim aici, mai multe. Output impedance 1500 HM. Nu știu ce înseamnă, plus, minus 30%. Microfonul 3,5, muf, adică. Semnalul noise, nu știu ce înseamnă. 78 de decibel pe OBS cât am. Maxim am... Nu scrie. Mă rog. Maxim cred că am 200. Properties... Nu stai în asta. Advanced Audio. Ia să vedem cât am maximul. Mă rog, sunt multe. Poți da balanț? Pana. Nu pot să scriu cât pot să pun, dar pot să pun și 1000 de decibeli dacă am microfon. Deci punem lejer 78 de decibeli. Așa, ce mai avem pe aici? Cablu de 2 metri jumate, frecvența 20-16, eu zic că e ok. 16.000 de herți. Loading pe... Impedance, ce dracu înseamnă, habar nu am. 1000 HM, să nu știu ce înseamnă, 10.000 HM. Sau bun, 1000 OHM. Electrical current 3 mA, e ok. 45 de mm. Mount asta, nu știu ce înseamnă. Desk, clamp, max, de-aia cu să-l ia. Cred că gaura unde-i. Cred că asta. Aici are 45 de mm. Așa, sensibilitatea minus 38 decibel până la minus 2 decibeli. Este ok, sensibilitatea. 16 dB. Nu știu ce înseamnă. Interfață de 3,5. Aici e pop filterul, cred că de 370 mm. 3,7 cm. Ba nu mă, 37, stai brațul mă, 37 de centimetri. Mă rog, și ce îmi dă? Îmi dă un microfon, 16x4,5 cm, anti-spray net. Cum adică anti-spray? Ăla nu înțeleg eu, cred că e ăsta, burețelul. USB sound card. Acesta, USB card. Cred că se bagă ăsta, pac. Țac aici și ăsta îl bag în calculator dacă n-am, de exemplu, mufă e aceea foarte bună, dar am clemă negru, clema negru, ce? Clema asta cred că se referă, clemă neagră, bază de fier, aba nu, trebuie cu să-l ia, nu știu care e clema negru, clema negru, cred că asta, cablu audio 2,5 metri, asta știam, black bracket 3,38-37, habar n-am ce seama asta. Bumbac antivânt negru. Manual de utilizare. Ăla e bun. Nu neapărat pentru utilizare, pentru montare. Mai mult, pe mine aia mă interesează. Și specificațiile, vi-am spus. Bă, din punctul meu de vedere, acesta la 200 de lei, eu zic că este enorm de bun. Ca și preț-calitate. Arată și bine, frumos, stativ, îl prind. Bă, eu zic că pe acesta eu m-aș duce pe acesta. Nu știu, vă aștept și pe voi în comentarii. Snowball-ul, dacă mi-au snowball, o să-mi iau microfon separat și o să-mi-l montez cumva. Vă seama, o să iau pentru snowball. Asta nu știu exact cum e mufa, dar vedem noi imediat. Hai să citim descrierea foarte mică. Microfon sferă Pro este conceptul hai că dacă le-am și pe română. Pentru a fi ușor de utilizat, cu capsule condensatoare de înaltă calitate, astfel încât sunetul să fie clar. Bă, nu înțeleg ce înseamnă capsule de capsule condensatoare. Este adaptat pentru a fi microfonul optim de streaming cu o varietate de model de pickup, așa ca înregistrare poate fi ajustată. Este un microfon ideal pentru jocuri, apeluri online și podcast-uri. Ăsta nu mă interesează. O tehnologie a capsulei de condensare de înaltă calitate cardioid ID.
suport reglabil, cablu USB personalizabil. Bun, este bine că e prin USB. Specificații standard, 16 OHML, habar n-am, cu fir, 44 decibeli, plus minus 3 decibeli. 1 kHz, hertz, pe acolo. Bă, eu zic că este ok. Ia vedem recenzii, are, n-are recenzii. Fi primul care scrie, bun, acesta, bă, și acesta m-ar atrage, dar mai mult m-ar atrage acesta. Ia vedem view-ul. Este foarte, 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 foarte bun, recomand. Bă, cineva e mulțumit de el, să zic așa, nu știu exact, nu scrie de câte ori a fost cumpărat. Comentarii clienți, ia să vedem, acesta este, acesta. Hai să vedem, foarte bun, un microfon cu un raport preț-calitate foarte bun, recomand. Pentru cei ce vor să-l achiziționeze pe viitor, folosiți o monedă de 10 bani pentru a deșurba filetul de suport microfon. Ok. Microfon super lux, calitate excelentă, mai mult decât ideal pentru blogging, gaming, video, conferințe, etc. Fidelitate foarte, foarte, foarte bună, livrare foarte prompă. Cred că se referea că vine rapid. Nota 10, excelent pe, raport, calitate, preț, foarte, foarte simplu de instalat, calitate sunetului pentru voce și instrumental, pentru instrument muzical, chitară, foarte bună. Merge blană, autotune și direct piesă, face discuții. Fără discuții, pardon. Foarte bun, este foarte bun acest microfon, merită toți banii, cred că voia să scrie. E205U, calitatea ok pentru un microfon tip USB, calitatea construcției este decentă pentru preț. Produs de calitate, a ajuns repede, recomand. Super produs pentru super preț. Produs foarte bun, își face treaba la acest preț, recomand. Excelent la acest preț. Microfon USB gândit pentru cei care fac, de exemplu, podcast-uri și, și vor voice la calitatea profesională, dar nu au dispoziție vreun alt echipament în afară de calculator. Pentru asta e absolut minunat. Habar n-am... Bă, microfonul sus? Nu l-am luat jos, e bine. Habar n-am de ce lumea se aruncă la Blue Yeti. De exemplu, eu sunt foarte mulțumit de acesta. Ia vedem ce este Blue Yeti ăsta. Ok. A, Blue, aha, gata, am înțeles, da. Am găsit și acestea, dar nu mi-a plăcut deloc. Acesta. Ca aspect, cred că se referea, redat, este destul de bun. Există exemple de înregistrări de voice pe net și vă puteți face o idee că zgomot este totuși un mic USB. Are preamplificator, mă rog. Citiți voi restul, pentru că este o descriere foarte lungă, deja filmat 13 minute. Decent pentru prețul lui, foarte decent pentru prețul lui. Merită fiecare bănuț, un microfon profi, fără background-uri, noise and stuff. Merită investiția, este folosit pentru voice over YouTube și clipuri de prezentare. Bă, super bun microfonul aparent. Asta e doar braț de microfon. Bă, poate dacă luăm snowball-ul, o să luăm brațul acesta sau altele, nu știu. O să vedem ce părere aveți și voi. Acesta n-are nimic, nici descriere, nici recenzii, nici părerea cu să-l ia. Dar mi se pare ok și acesta la 198. Dar dacă ar fi să aleg între acesta și acesta, mai degrabă l-aș lua pe acesta. În primul rând este de pe EMAG, în stoc. La acesta, chiar dacă plătesc livrarea 18 lei, prefer să-l iau de pe EMAG. EMAG este mult mai cunoscut decât acest site, PC Bit, mai ales că le-am găsit și pe acesta tot la același preț și pe EMAG. Bun, vreau să zic că cam atât a fost cu acest episod. Chiar vreau să-mi spuneți în comentarii ce microfon să le iau din acestea 4. O să vă las link-urile în descriere, poate vreți să citiți și voi mai multe despre aceste microfoane. Eu am fost Uchi, iar până la episod, vă salut! Bye, bye!